Ședința adunării generale a Asociației de Prietenie România-China a reunit la Târgoviște membrii organizației din întreaga țară. Îmi pare foarte bine că astăzi avem acest eveniment important, această reuniune a Asociației Române de Prietenie cu Rebe Chineză. Doresc să folosesc această ocazie să adresez cele mai sincere felicitări din partea Ambasadei Republicii Populare Chineze România pentru convocarea acestei reuniuni importante și pentru dezvoltarea pe mai departe a Asociației de Prietenie Română-Chineză. Știm cu toți că Asociația Română de Prietenie cu Rebe Chineză este o organizație națională și a făcut foarte mult pentru stimularea relațiilor de prietenie tradiționale dintre China și România. Este și o organizație cunoscută atât în România cât și în China. Particip cu mare plăcere la această activitate și am primit cu multă bucurie propunerea unora dintre dumneavoastră de a mă implica în organizarea, funcționarea și dezvoltarea acestei asociații. Cred că este foarte important să urmărim relațiile româno-chineze pe trei dimensiuni. Avem pe de o parte dimensiunea guvernamentală și ea este importantă. Contactele la nivel guvernamental sunt foarte bune. Ele sunt tradiționale. Nu fac acum prea multă istorie, dar România este cea de-a treia țară care a recunoscut Republica Populară Chineză. Avem relații diplomatice foarte vechi, iar la nivel de ambasadă funcționăm din 1950 până astăzi. Au fost momente critice pentru cele două țări, pentru viața politică internațională, când România și China s-au regăsit pe aceeași parte a baricadei. Membrii Asociației de Prietenie România-China au votat cu 22 de voturi pentru și 2 împotrivă ca Adrian Țuțuianu, vicepreședintele Senatului României, să fie noul președinte al organizației. N-am avut ca obiectiv să mă ocup de această Asociație de Prietenie România-China, chiar dacă am fost implicat administrativ în relații foarte bune cu partea chineză. Ideea aceasta a venit de la regretatul Florea Dumitrescu, pe care n-am avut ocazia să-l cunosc, dar care m-a contactat în urmă cu o lună de zile și mi-a spus: domnule, te urmăresc în spațiu public, cred că ai putea să faci ceva pentru a îmbunătăți relația aceasta cu China și cred că este bine să te implici. Mi-a transmis-o prin domnul Popescu, am și discutat cu domnia sa. Din păcate n-am apucat să ne cunoaștem, aveam o întâlnire stabilită, știți foarte bine ce s-a întâmplat. Știam cine este Florea Dumitrescu, sunt pasionat de istorie, urmărisem cariera profesională, știam că este o personalitate adevărat marcantă a acestei țări. Noul președinte ales al organizației a vorbit și despre planurile pe care le are cu Asociația de Prietenie România-China. Îmi propun câteva lucruri foarte precise. De la a avea un sediu și a desfășura adunări generale cu ședințe, consiliu director și așa mai departe, lună de lună, avea un program de activități pe care să-l urmărim, până la realizarea de structuri în toate județele și în sectoarele municipiului București, structuri solide, care să ne permită să fim ce a fost această asociație prima, nu? Din România. În al doilea rând, să atragem membrii importanți și aici mă refer la persoane fizice, dar mă refer și la unități administrativ-teritoriale, da? În județe, municipii, orașe, comune. Mă refer și la aducerea universităților, de exemplu, în această zonă, a fi membrii noștri. De asemenea, să încercăm să aducem, fie într-o federație, fie fuzionând, pe toți și să creăm o structură care să fie reprezentativă la nivel național și cu forța de a gestiona relațiile cu Republica Chineză, cu forța de a sta la masă cu guvernul,
indiferent cine e la guvern. Guvernele se schimbă, funcțiile se schimbă, oamenii și interesele țării trebuie să rămână mereu importante. Ședința a fost găzduită de Consiliul Județean Dâmbovița, instituție care, la rândul ei, și-a manifestat intenția de a întări relațiile de colaborare în plan administrativ cu provincii și orașe din China.